Colirul cu celule stem pe care Vetpharma Distribution îl aduce în România este eficient numai în cazul ulcerelor corneene vascularizate. Nu-l folosiți în ulcere indolente nevascularizate sau ulcere superficiale nevascularizate. Este necesară prezența vascularizației la nivelul corneei pentru a asigura vindecarea într-un timp variabil în funcție de extinderea și profunzimea leziunii. Cazul pe care vreau să vi-l prezint este, bineînțeles, un brahicefalic, o fetiță, se cheamă Lisa, un bulldog francez, care are 7 ani și care s-a prezentat în facultatea de medicină veterinară cu un ulcer indolent pe suprafață mare la nivelul cornei și care, după mai multe debridări, am reușit să avem ceva vascularizație. De îndată ce vascularizația a apărut, am instituit tratamentul cu acest colir cu celule stem, bineînțeles, împreună cu un colir cu antibiotic. Ce trebuie să știți despre această administrare a colirului cu celule stem? Trebuie să-l faci separat de antibiotic, trebuie să-l administrezi de 2 sau de 3 ori pe zi, dar separat de antibiotic, să fie singur administrat și trebuie întotdeauna să cureți foarte bine de secreții ochiul respectiv. Cam așa arată Lisa după 2 luni de tratament. Cornea este transparentă, strălucitoare. Acest pacient va rămâne sub tratament pentru amândoi ochișorii cu anhypro pentru că ulcerele indolente corneene la rasele brahicefalice se întâmplă urmarea unei distrofii de epiteliu anterior cornean. Ca o recapitulare, folosiți colirul cu celule stem numai în ulcerele vascularizate. El reprezintă asul din mâneca medicului veterinar dacă diagnosticul este corect și dacă tratamentul este instituit corect.